Dacă îi spunea ceva, ne cumpăra. Tot ce îi spuneam, el ne făcea. Să se facă tata bine, să stea lângă noi. Atât. Mi-a zâmbit la fată, i-a spus fetița să zâmbească și le-a zâmbit. Pe 12 decembrie 2020, Alex a făcut accident. Simțeam că ceva foarte grav s-a întâmplat. Ne-am dus la accident. Când am ajuns acolo, mi s-a spus că nu se știe dacă mai trăiește. Cum a fost vestea accidentului pentru tine? S-a pierdut tot, s-a terminat tot. Copiii nu le-am spus 2 săptămâni. La un moment dat l-am luat și i-am spus, m-am miștit, tati, s-ar putea să nu mai fie. El a început să-și dea cu pumn din cap și să plângă și urla și că nu tati, nu tati. Într-o lună și jumătate l-am văzut doar 2 minute. Alex este operat pentru că i-a intrat coastele în plămâni. Are tijă în femur, umărul stâng e făcut praf. Sperăm într-o minune și eu simt că va fi bine, dar în timp. Și chestia asta, timpul, necesită bani. Deci viața lui depinde un bani și nu un bani puțin. Ce va fi după? Și mă gândesc tot timpul și mă întreb. Dar nu am răspuns. Ce soluții ți-au dat medicii? Medicii de la Târgu Mureș. Că alți medici nu mi-au dat nicio soluție. Mi-au zis că trebuie menținut foarte bine, adică mâncat, schimbat, întors, să nu facă răni, să nu facă infecții. Capul pe urmă. Trebuie să așteptăm. Cât a trecut de la accident? Cât timp? 1 an și 5 luni. Cum a fost perioada asta pentru tine? Foarte grea. Ce simți ei? Cum reacționează? E foarte greu să vadă așa. Durerea lui Anis, el nu o spune. Îl iubești pe tati? Foarte mult. Cum era tati înainte? Era foarte bun cu mine și cu Sophie. Dacă îi spunea ceva, ne cumpăra. Tot ce îi spuneam, el ne făcea. Mereu când venea de la muncă, trebuia el să ne aducă ceva, orice ne aducea. Ce ți-ai dorit tu cel mai mult? Să se facă tata bine, să stea lângă noi. Atât. Vine la el, îl pupă și plec. Pentru că de fiecare dată are lacrimi în ochi și nu poate să stea cu el. Sophie stă cu el mai mult. Se pune și lângă el în pat, îi cântă, vorbește cu el. Ori de câte ori vede un tată cu o fetiță, zice, mami, dacă era tati, mă lași pe mine de gât sau mă lași pe mine de mână și mă ducea și pe mine nu știu unde. Mami, uite, așa mânca tati, așa mergea tati, dacă era tati, mă lași pe mine așa. E greu și pentru ei. Doar ce l-am pierdut pe tata. Nu vreau același lucru pentru ei. Ce se face pentru Alex la LBZ? Pe partea medicală, Alex e foarte bine îngrijit. Foarte mulți bani la LBZ. Foarte mult. Dar mi-l salvează. Asta contează. Ce înseamnă Alex pentru tine? Totul. Ai fost și plecat de la spital cu el? Da. Și acum plecăm din nou. Eu atât doar și mă gândesc că iară plecăm și iară mă. Cu Alex nu știu ce va fi. E greu. Foarte greu e. Financiar nu mai am putere. Dacă ar fi să le transmiți un mesaj celor care te ascultă și care pot și poate își doresc să ajute pe Alex, ce le-ai spune? Copiii mei au nevoie de el. Și îi rog din tot sufletul și din toată inima mea să ne mai ajute în continuare. Ca Alex să nu moară. Să fie măcar pe sfert cum era înainte. Deci atât îmi doresc, nimic mai mult. Ca ei să se bucure de el. Din păcate, Alex nu se simte bine și în maxim o oră va veni salvarea aici, în Alexandria, și îl va duce la Târgu Mureș și la clinica de hiperbară din Livezen. Larisa, soția lui, este lângă el clipă de clipă, de aceea, dragii mei,
fac un apel la inima dumneavoastră să-l ajutăm din nou pe Alex, pentru că toate costurile de acolo, de la clinica de hiperbară, vor fi foarte mari, iar Larisa nu dispune de banii aceștia. Sunt astăzi aici să vă rog, mai mult decât atât să vă implor să fiți alături de Alex, pentru ca să-și poată reveni și să se poată întoarce acasă din nou la copilașii săi. Vă mulțumesc pentru fiecare donație, Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia!